Bună și bine v-am regăsit! Astăzi voi face un videoclip care are în tematică parfumurile de la Faberlic, colecția mea de parfumuri de la Faberlic. Această idee mi-a fost sugerată de către o urmăritoare a mea, care și-a exprimat dorința că ar vrea să vadă parfumurile de la Faberlic pe care le am eu în colecție, să vorbesc despre ele puțin, să le spun cum miroase, cum miros, pardon, persistența lor și așa mai departe. Și eu m-am conformat pentru că m-am bucurat nespus de mult pentru această sugestie de videoclip și chiar v-aș ruga, care mai e dorit să vedeți ceva anume, să-mi spuneți, pentru că așa îmi vine mult mai ușor să fac un videoclip decât dacă stau eu și mă gândesc, aș firma cu tare lucru, dar voi nu sunteți interesate de acest lucru, de videoclipul meu. Așa că aștept să vă faceți auzite, să-mi spuneți ce anume ați dori să vedeți la videoclipurile mele, ce anume v-ar interesa. Deci m-am bucurat enorm de mult când am văzut că cineva a spart gheața, cum s-ar spune. Și eu zic să începem și vom începe cu acest parfum pe care eu v-am arătat și în curățenia pe care am făcut-o în vitrina cu parfumuri. Apropo de acest lucru, vreau să spun că filmez mai târziu pentru că mi-a luat ceva timp să le scot din vitrină, cele de la Faberlic, să caut prin locurile unde mai am eu depozitate parfumurile, să le găsesc pe cele de la Faberlic. Plus că va mai dura puțin editarea videoclipului și de aceea îmi cer scuze că îl pun atât de târziu. Deci, să revenim. Acest parfum este pentru bărbați de Valentin Iudașkin, se numește el. Sticluța arată într-un mare fel, o sticluță foarte frumoasă. Și haideți să-l vedem. El are, cred, vreo 75 de mililitri. Să văd dacă scrie pe sticluță. Bineînțeles că mă voi ajuta de ochelari. Nu scrie pe sticlă, scria pe cutie, dar cutia nu o mai am pentru că el este desfăcut, bineînțeles. Haideți să dăm un puf. Căpăcelul este de sticlă. Ar fi fost bine la valoarea lui dacă ar fi făcut un... Căpăcelul este de plastic, pardon. Ar fi fost bine să fi făcut un capac de sticlă. Este un parfum foarte frumos. Deci este pentru ocazii. Bărbătesc, miroase foarte frumos, vi-l recomand. Persistența lui este cam de vreo 6 ore, cam așa, pentru că este un parfum puternic, dar foarte plăcut. Eu v-am spus, acest parfum de asta este puțin consumat din el pentru că îl folosim soțul meu pe acesta și eu pe cel de damă, pentru că îl folosim doar la ocazii speciale, este un parfum foarte frumos. Și puternic. Puternic, dar nu, la primul puf să nu spui că te-ar face să întorci capul. Nu, este un parfum foarte frumos. Trecem mai departe la Valentin Iudașkin de damă. Acesta am impresia că are vreo 65 de mililitri sau 50, nu mai rețin exact, pe sticluță nu scrie și dacă eu nu am cutia, n-aș putea să vă spun exact. Oricum, este o sticlă mare, 50 are garantat 50 de mililitri, dar s-ar putea să aibă și mai mult. Căpăcelul este foarte frumos, tot așa, uitați, sticluța este foarte elegantă, foarte frumoasă, dar și acest căpăcel este din plastic. Haideți să-l vedem și pe acesta cum miroase. Și acesta este extraordinar de frumos, dar este de damă, se simte tenta feminină din acest parfum. Și ce aș mai vrea eu să, pentru a vă face să înțelegeți pentru cei care nu au parfumul. Eu vă spun acum cum miroase. Frumos sau urât sau cât îmi amintesc eu că a persistat. Mi-am luat unele notițe, mi-am făcut un pic temele cu câteva dintre parfumuri, nu cu toate, pentru că aș fi filmat mâine, m-ar fi apucat dimineața.
să caut despre toate, dar câteva măcar să vă spun. Acesta nu l-am găsit pe site, notele lor, pentru cei care nu cunosc parfumurile și măcar să-și poată imagina cam cum aduce mirosul. Bine, eu vă spun, este frumos, este plăcut, este foarte frumos, este extraordinar de frumos, dar să aveți un pic idee pentru cei care nu cunoașteți parfumurile, să vă ducă un pic, să vă dau o idee cam ce conțin, pentru că vă puteți da seama. Și acesta este un parfum elegant, v-am spus, la ocazii speciale îl folosesc, este un parfum cu putere, este foarte plăcut de la primul puf, ca și cel bărbătesc, deci îl recomand. Eu v-am mai menționat că acestea sunt cele mai scumpe parfumuri care le am eu în colecția mea de parfumuri. Acestea două și mai am unul, acestea trei. Haideți un pic că v-am... Nu o să vă plictisesc prea mult, doar așa foarte vag. Să vă spun despre parfumul bărbătesc, Valentin Iudașkin, a fost creat special pentru Faberlic, de celebrul parfumier francez Bertrand Dushaffour. Deci aproape majoritatea parfumurilor de la Faberlic sunt create de parfumieri francezi. Sensul aromei este lemnos, picant, cu acord marin. De asta v-am spus, este un parfum puternic, frumos, dar nu te face să întorci capul pentru că are deci un acord marin. Note de vârf, grapefruit, acord marin, aldehide. Note de inimă, nucșoară, dafin, frunză de roșii, mușcată. Note de bază, smirnă, paciuli, ambră, mosc, pin, lemn de santal și cedru. Aroma lui este foarte bogată, caldă și învăluitoare. Cum v-am spus, este un parfum foarte frumos, deci de la primul puf este foarte frumos, chiar dacă este puternic. Despre acesta de damă, nu am găsit când am căutat să vă spun notele, dar v-am spus, este foarte frumos, puternic și acesta, dar se cunoaște tenta că este feminin. Deci pe amândouă vi le recomand. Ce am mai găsit eu care și uitasem deja, mai am Valentin Iudașkin Rose, care este în țiplă, așa erau și celelalte două parfumuri. Acesta este pe roz și chiar sunt curioasă și chiar îl desfac și chiar m-am bucurat că am reușit să mai iau unul, pentru că deja pe cele două regret că n-am mai luat, dar nu aveam de unde să știu că se va încheia colaborarea noastră. Și este în țiplă și chiar vreau să-l desfac pentru că oricum sunt ale mele, nu le dau nimănui pentru că altele nu mai am de unde să mai iau. Deci voi desface parfumul. Să-l vedem și pe acesta cum miroase. Ia uitați ce cutiuță, că am dat folia jos care lucea și nu se vede. Ia uitați ce cutie frumoasă. Așa au avut și celelalte două parfumuri care vi le-am prezentat. Uitați cât este de frumoasă. Pe un roz cu motive geometrice pe ea. Așa se prezintă, este o cutie sidefată, extraordinar de elegantă și de frumoasă. Haideți să vedem și parfumul acum. El vine în țiplă pentru că parfumurile Faberlic sunt parfumuri de firmă, ele le poți căuta și le poți găsi, sunt originale, de aceea uitați, vin și cu acest cartonaș de protecție, semnul că sunt de firmă. Și așa arată sticluța. Este la fel ca și Valentin Iudașkin clasic de damă, numai că sticluța este pe roz și el se cheamă Valentin Iudașkin Rose de damă. Acesta este pe galben. Este clasicul, cred că ar veni un gold, s-ar numi. Dar nu se numește Gold, se numește Valentin Iudașkin pur și simplu, de damă. Haideți să-l vedem și pe acesta roz, pentru că eu până acum chiar nici nu am habar cum miroase acesta. Vedeți că acum l-am desfăcut și altul nu am mai avut. Și acesta este foarte frumos, duce a trandafir.
A miros de trandafir. Nu știu acesta, dacă nu l-am folosit până acum, v-am spus că celelalte două, de damă și de bărbați, cam 6 ore este persistența lor pe piele, pe haine. Dacă dai, țin o zi, două pe haine, mirosul ține. Acesta, deci n-aș putea să vă spun persistența lui. Este un pic mai moale decât celălalt, clasicul. Este mai moale, dar și acesta un miros frumos. Dar dacă este să aleg între cele două, clasicul de damă îmi place mai mult decât cel roz. Și acesta este frumos, bineînțeles, dar cel gold, de galben, adică, este mai impunător, așa, mai impunător, mai elegant, mai rafinat. Și acesta este, dar este mai primăvăratic, un pic mai ușurel decât acesta. Mergem mai departe. Am să pun cutiile acestea aici. Avem, dar stați să vă citesc că am scos despre acest roz, ca să vă puteți da seama mai bine. Pe acest roz l-am găsit pe site. Direcția parfumului, un parfum floral cu accent subtil de verde. Note de vârf, note acvatice, nufăr, note de inimă, lăcrămioare, bujor, ciclam, pară, notă de bază, mosc. V-am spus, mie mi se pare că miroase puțin a trandafir, dar s-ar putea să fie bujorul, care la primul puf l-am simțit eu. Și v-am spus că este mai light ca celălalt, de unde notele acvatice. Știți că acestea sunt mai fresh. Și este un parfum frumos, miroase și apară, mie nu mi s-a părut, lăcrămioare, bujor. Deci floral, da, bujorul mi-a apărut mie și fresh-ul, că este mai light, notele acvatice. Mergem în continuare cu parfumurile Renata, cele două. Și vom începe să vedem care l-am aici. Cu Renata Secret, pentru că acesta este următorul parfum. Eu mi l-am și aranjat aici puțin ca să pot să vi le arăt. Renata Secret, care este pe verde. Și aici capacul este de plastic. Sticlusa este foarte frumoasă, foarte elegantă. Un verde extraordinar de frumos, închis. Ia uitați, cu un scris auriu. Deci totdeauna se știe, deci este o sticluță cu gust. Totdeauna se știe că verdele merge cu auriul. Și ei s-au conformat și au făcut o sticluță elegantă, frumoasă. Haideți să vedem acum cum miroase. Acesta este un parfum verde. Merge și acum în această perioadă, dar cred că merge și primăvara. Persistența lui este în jur de 5 ore, cam așa. Deci este potrivit pentru acum iarna și primăvara. Este un parfum puternic, de asta nu pot să garantez că ar merge și la vară, dar nu este exclus. Totuși, cred că este prea puternic pentru vară. Vara trebuie ceva mai fresh. Haideți să vedem, deci vi l-am arătat. Să vedem ce spune, ca să vă puteți da seama, pentru că eu n-am de unde, eu vă spun cum miros ele. Miroase verde, miroase fresh, a verde miroase. N-am de unde să țin minte notele la toate parfumul. Deci este un parfum frumos pentru această perioadă. Nu garantez că la vară va fi tot la fel de frumos. Deci acum și primăvara, 100% este un parfum frumos. Renata Secret a fost creat special pentru Faberlic de celebrul parfumier francez Alienor Massenet. V-am spus că majoritatea sunt făcute de parfumierii francezi. Direcția parfumului este floral verde, cum v-am spus. Note de vârf, bergamot, citron, piper negru. V-am spus că este puternic. Notă de inimă, smochin verde, nufăr, frezie și este plăcut. Note de bază, vetiver, chihlimbar auriu și mosc. Deci se conformează ce am citit aici, notele, cu ce v-am spus, cât am cunoscut eu. Fără să citesc notele, acum le citesc și vedem, ca să vă... Eu nu am de unde să știu notele. Trecem la Renata Roșu. Renata nu roșu, sticla este roșie. Renata Classic. Renata, simplu. Întâi a fost creat acesta, Renata, pentru că eu știu, pentru că tot cumpăram noutățile și așa că știu, acesta a fost primul parfum scos la Faberlic și apoi a urmat Renata Secret cel verde.
Așa arată căpăcelul este tot de plastic și acesta are un design foarte frumos, tot așa îngrenat, roșu, scris cu auriu. Haideți să-l vedem cum miroase. A, acesta miroase mai frumos ca celălalt verde. Deci îmi place mai mult. Acesta tot așa, a flori roșii miroase, tot a trandafir, bujor. Mai mult a trandafir, dar să vedem dacă nu greșesc, dacă este în conformitate ce scrie pe site. Mai frumos, mai mult îmi place acesta și acesta este un parfum frumos și acesta persistă la 4-5 ore, cam așa, pe piele, v-am spus. Deci eu când spun persistența pe piele, pe haine, ține oricine știe că ține o zi, două, trei, depinde cât de puternic este parfumul. Haideți să vedem ce scrie pe site despre acesta. Parfumul Renata a fost creat special pentru Faberlic de celebrul parfumier francez Alienor Massenet. Bineînțeles, același parfumier care l-a creat și pe cel verde. Direcția parfumului floral fructat cu o umbră bogată de lemn. Cum v-am spus, miroase a flori. Să vedem dacă am ghicit florile. Note de vârf, mandarină, bergamotă, măr roșu, litchi. Astea sunt note de inimă, nu mai am. Mai departe nu mai am. Deci, este un parfum frumos. Deci, nu mai am, nu vă mai zic că nu am să intru acum să vă rețin pe voi. Puteți vedea notele pe site-ul Faberlic. Dați în limba română, vi se traduce, vedeți acolo. Am crezut că am, dar probabil nu le-am salvat și nu le mai am. Așa, trecem mai departe. Mai departe avem parfumul Pur Toujours. Aceasta este sticluța de 30 de mililitri. Eu Pur Toujours mai am așa, îl mai am pe cel de 50 de mililitri, care arată așa o sticluță foarte frumoasă, elegantă. Uitați, sticluța este cu flori, foarte frumoasă. Dar parfumul este și mai frumos decât sticluța. Cel mititel de 30 de mililitri arată așa. El este de o culoare verde. Acest parfum este de purtat vara, chiar și primăvara. Dar vara garantat, deci este extraordinar de frumos. Și pe lângă aceste două sticluțe, eu mai am încă două în cutie, tot la 50 de mililitri, mai am încă două. Și le las așa ambalate pentru că nu are rost să le desfac. Deci vedeți, Pur Toujours, Faberlic, gramaj de 50 de mililitri. Să văd pe unde scrie. 50 de mililitri aici, dacă puteți vedea. Mă străduie să vă arăt. Nu știu în ce măsură reușesc, dar o să mă credeți pe cuvânt. Deci acestea două sunt ca acesta. Pentru că mi-a plăcut atât de mult, tot am cumpărat, am zis să am stoc la dânsul. Și le dăm deoparte, deci acestea sunt în țiplă, nu le voi desface, nu are rost. Am înțeles că parfumurile se păstrează mai bine în cutie și dacă eu am deja două desfăcute, nu văd rostul să mai desfac celelalte două cutii. Și haideți să dăm un puf, să-l mirosim. Ele miros identic, dar pentru că amândouă sticluțele sunt începute, voi pulveriza din sticluța mare, cu toate că eu știu că miroase foarte frumos. Eu am mai folosit o sticlă, două, să știți. Am consumat vreo două sticle în acest parfum. Extraordinar de frumos, deci cum v-am spus, a flori albe mi se pare acesta. S-ar putea să am dreptate, nu m-am luat după sticluță, să știți, dar oricum voi citi și ce scrie pe site să văd dacă am ghicit. Este extraordinar de frumos, persistența lui tot cam la 5 ore, cam așa persistă pe piele. Pe haine persistă cam o zi, două, dar este foarte frumos. Pe mine v-am spus, pe mine nu mă deranjează dacă persistența este mai micuță, pentru că eu mă dau mereu, pentru că am de unde. Dar pentru cei care na, costă ceva și atunci nu poți. Eu fiind reprezentant, normal că am cumpărat, am folosit, am mai și vândut, e normal să am mai multe. Dar pentru cine, pentru că
au un preț un pic mai ridicat parfumurile de la Fabelit, nu toate, dar își merită bănuții. Prea puține sunt care nu își merită bănuții și atunci, dacă vreți să aflați, persistența deci este cam de 5 ore, cam așa pe piele, pentru că nu toată lumea poate cumpăra să se dea ca mine, nici nu sfătuiesc pe cineva. De ce întâi o sticluță de parfum, vezi dacă îți place, după aceea mai cumperi. Și normal că vrea să persiste parfumul cât mai mult, să îl miroase, să miroase persoana respectivă frumos. Haideți să vă spun un pic despre... Deci eu v-am mai povestit și când am făcut curățenie în vitrina cu parfumuri, v-am mai povestit puțin despre istoria acestui parfum și anume că a fost... A fost creat la nunta patronului de la Faberlic, dar haideți să mai bine să vă citesc să am o exprimare mai elevată, așa, mai frumoasă. Deci, Faberlic Pur Toujours este un parfum special, cum v-am și spus. A fost creat special pentru ziua nunții fondatorului companiei Faberlic, Alexei Niciaev și a soției sale Elena și oferit cadou invitaților ca amintirea acestui eveniment vesel și luminos. Deci a fost creat acest parfum special pentru nunta lor și la fiecare invitat care a fost la nuntă li s-a oferit cadou câte un parfum din acesta. Semnificația numelui Pur Toujours, care înseamnă Pur Toujours în franceză, înseamnă pentru totdeauna. Este un cuvânt, a fost numit acest parfum Pur Toujours datorită faptului că la nuntă noi spunem că ne unim pentru totdeauna sufletele, soțul și soția, și unesc sufletele pentru totdeauna. De aceea, fiind creat pentru nunta patronului de la Faberlic, fondatorului firmei Faberlic, ca să mă exprim într-o altă variantă, a fost intitulat Pur Toujours, exact cuvintele care sunt spuse de miri. Așa, să vedem mai departe, la note. V-am povestit un pic despre istoria. Deci este o istorie foarte frumoasă și parfumul este foarte frumos. Așa, direcția aromei, aromă verde, floral, citrică, cum v-am spus eu. Note de vârf, bergamotă, mandarină, lămâie, note verzi. V-am spus că este fresh, este de vară. Note de inimă, trandafir, iasomie, lăcrămioare, deci vedeți florile albe, le-am ghicit. Stânjenei, ananas, pară. De fructe nu prea le-am ghicit. Așa. Și nota de bază, cedru, mosc, chihlimbar. Apoi, mergem în continuare la alt parfumel, Zephyr. Deci până acum am avut numai parfumuri bune de laudă. Acum contează și foarte mult când le folosești. Dacă cumva nu cumpărați, eu vă spun cum miros parfumurile acum. La vară, cele puternice s-ar putea... Acesta verde la vară, nu acesta verde, cel roșu, sau acesta dacă îl purtați prin august, o fi el fresh, o fi el verde, dar este un parfum puternic și s-ar putea să nu vă placă. De asta contează foarte mult cum miros. S-ar putea eu să dau acum aici de niște parfumuri care să nu-mi placă cum miros pentru că sunt văratice sau nu merg acum în acest sezon. Dar ce v-am prezentat până acum, toate merg și Pur Toujours merge acum, dar siajul nu mai este atât de puternic, atât de mare ca vara. Deci el miroase și acum frumos, dar vara are un siaj mai puternic. Fiind vremea caldă, liniștită, potolită, atunci parfumul și mirosul se împrăștie pe o arie mai întinsă. Așa, trecem la Zephyr, un alt parfum care regret că nu mi-am luat vreo 3 sticle. Deci acesta este un fresh. Nu este acum de iarnă, este de primăvară, de vară. Haideți să-l pulverizăm, uitați. Are căpăcelul așa, sub formă de prăjiturică. Am uitat cum se numesc aceste prăjiturele, nu-mi vine acum. Bineînțeles că știu, dar căpăcelul este de plastic. Sticluța are această formă, cu un guleraș. Este sticluța, foarte frumos, sidefat. Scrie Zephyr cu verde, sidefat. Verde, așa, sidefat, am spus bine, pe o sticlă albă mată. Acesta tot 50 ml are gramajul, este tot de damă,
Extraordinar de frumos miroase. Și acum, dar v-am spus, mai dau un puf ca să umplu eu casa, să nu mai îmi pot da seama acuși de mirosuri. De asta pulverizez în capac, ca să țin cât de cât să-mi pot da seama de toate mirosurile care sunt în jurul meu. Deci este un fresh acesta, este de vară. Este un fresh frumos. Eu țin minte când l-am cumpărat, am folosit, este ceva folosit cam până pe aici din trânsul. Dar mi se pare că eu am mai terminat o sticlă din aceasta și aceasta este a doua desfăcută și îmi pare rău că n-am mai luat tot așa o sticlă, două în plus. Este un parfum foarte frumos. Persistența lui cam la vreo 4 ore, așa, ține. Deci vara are un siaj mai mare. Și acum miroase frumos, dar siajul este mai mic și chiar dacă el persistă pe piele, fiind încotoșmânat, îmbrăcat, chiar dacă dai pe haine, nu se simte mirosul, pentru că iarna este aspră, este frig, te îmbodolești, te încotoșmănești cu haine. Vara, când ești liberă și ai dat, altfel se simte, altfel este siajul, când nu bate vântul, când vremea stă dulce, liniștit, așa calmă, decât iarna, când el este un parfum frumos, dar s-ar putea, dacă te dai cu el, să nu prea îl simtă, decât doar dacă te urci în tramvai și ai lume prin jurul tău, care sunt aproape de tine, să-l simtă. De aceea spun. Dezirablă. Dezirablă este și acesta un parfum foarte frumos. Eu în produse terminate am prezentat că am terminat spray-ul Dezirablă, deodorantul, pentru că l-am folosit în toamnă, când era totuși cald, nu era nici cald, nici frig și l-am folosit, am zis că să-l dau gata pe acesta. Știam că este un parfum puternic și încă era toamnă și de asta am consumat. Dar acum am o sticluță la 30 de mililitri. Uitați, este în țiplă și mai am încă două la 50 de mililitri. Deci tot Dezirablă, tot în același format, dar mai mare. Și haideți să desfac sticluța asta de 30 de mililitri, pentru că eu știu că miroase frumos, dar totuși vreau să vă mai spun, da, am uitat să citesc despre zefir notele, să văd dacă am ghicit ceva. Haideți să ne întoarcem, ca să nu trec mai departe. Zefir, deci parfumul zefir acesta a fost creat special pentru compania Faber de către parfumierul francez de renume mondial Emily Copperman. Direcția parfumului: aromă floral, mosc cu note de vată de zahăr. Note de vârf: lime verde, cum v-am zis, este un parfum verde. Bezea se numește această prăjiturică, da. Bezea de lămâie, piper roz. Note de inimă: iasomie, lăcrămioară, frezie, măr, caramel. Nota de bază: mosc, cremă de vanilie, vată de zahăr. Deci cred că m-am apropiat puțin de notele care scrie aici. Bezea se cheamă aceasta. Noroc că am citit aici, mi-am amintit cum se numește această prăjiturică. Așa, deci ajungem la Dezirablă. Haideți, înainte de a citi notele, eu întâi vreau să-l miros. Să vă spun cum miroase și apoi citesc notele, ca să nu spuneți că m-am luat după note și eu nu simt mirosul sau nu-mi place și vorbesc de pe site. Deci eu de asta întâi îl miros și apoi după aceea, ca să vedeți că cât de cât este adevărat ce vă zic. Nu vorbesc aiurea, doar poate mai târziu, dar nu voi mai vorbi, voi spune. S-ar putea când se umple mirosul în cameră de parfum, s-ar putea să nu prea mai simt eu. Voi vedea, poate reușesc, de asta pulverizez în capac, poate reușesc să mă descurc onorabil cu acest videoclip, pentru că la curățenie de parfumuri nu prea m-am descurcat, nu mai îmi dădeam seama de parfumuri. Deci am desfăcut cutiuța, parfumul de 30 de mililitri. Așa arată, bineînțeles că cel de 50 arată într-un alt fel. Și haideți să dăm primul puf. Miroase frumos. Deci este pentru această perioadă. Este pentru iarnă. Este un miros puternic. Vara nu poți să te dai cu el. Un miros puternic. Miroase puțin a caramel, a vanilie, a zahăr, a ceva. Este un parfum frumos.
puternic, deci acum este de folosit. Vara nu cred că ai șanse cu el, deci nu-l recomand vara. Persistența lui este undeva pe la 5-6 ore. Cam așa știam eu că ține, adică ce mai îmi dădeam eu seama. Și haideți să citim un pic notele, să vedem dacă m-am apropiat. Deci este un parfum dulce. Are un pic de caramel ceva sau vanilie, are ceva sau zahăr caramelizat ceva, pentru că este un parfum dulce și este doar iarna de folosit. Deci vara este prea puternic. Ia să vedem. Apă de parfum dezirabilă. Deci dezirabilă înseamnă în franceză de dorit. Adică asta înseamnă. I s-a pus numele așa, de dorit, înseamnă dezirabilă și a fost creat special pentru Faberlic de parfumierul francez Delphine Lebeau, cred că așa pronunț corect cât de cât. Note de vârf, ghimbir, mandarină, pară. Note de inimă, trandafiria, somie, heliotrop, violetă, orhidee. Eu nu am simțit florile aici. Note de bază, lemn de santal, vanilie, cum am simțit eu, dar nota de bază normală ar trebui să fie la final, când se așează parfumul. Eu am simțit vanilia și dulceața din primul puf. Pralină, cappuccino, mosc. Deci nu spune de zahăr caramelizat, de caramel, spune doar de vanilie. Nu am simțit florile, dar poate el note de inimă, deci mai pe la mijloc. S-ar putea, dacă îl miros mai târziu, să miroase și florile, iasomia, violeta și orhideea, dar el este un parfum frumos. Nu voi lua iar de la început parfumurile să vă spun și când s-a așezat mirosul în capac, cam cum miroase, dar este un parfum frumos, asta vă pot spune, și de folosit iarna, nu vara. Știu că am vrut să-l port vara și era prea puternic, am renunțat în a-l folosi. Trecem mai departe la parfumul Supergirl. Este o sticluță de 50 de mililitri, așa arată el, o sticluță foarte fain colorată, ceea ce pe mine m-a dus cu gândul că este făcută pentru tineret, cu acest căpăcel din plastic bombat. Haideți să-l vedem. Și eu mai am unul neînceput în țiplă și nici nu-l voi desface. Așa arată cutia, ca să vă arăt și cutia cum arată. Este prezentat ca un parfum fiind tineresc, după ambalaj și după desenul pe care îl are. Acum să pulverizăm. Bine, eu știu că am cum miroase, dar să mai reîmprospătez amintirile, pentru că vă dați seama că a trecut timp între, mai am și alte parfumuri, am mai folosit și să-mi reîmprospătez memoria. Este un parfum frumos, deci. Și aici este dulce. Este pentru tineret, dar este și pentru mine. Da, deci nu garantez că este numai, nu pot spune că este doar pentru tineret. Este un parfum puternic, deci este de purtat iarna, pentru că este puternic, este dulce și este frumos. Haideți să vedem puțin notele. Să vedem dacă mai am. Persistența lui cam la 5 ore se duce, cam așa. Bine, acum eu spun persistența lui. Dacă te dai, cum mă dau eu? Eu mă dau vreo 3-4 pufuri. Sunt persoane care dau un puf. Deci, în momentul în care dai un puf, nu te aștepți să te țină 5 ore, 6 ore și să ai un siaj ditai. Parfumurile astea, la și nici alea. Nici acelea scumpe la 5, 6, 7, 8, 1000 de lei și așa mai departe, doar acelea te dai un puf. Acestea sunt ape de parfum, ape de toaletă, nu sunt esență de parfum. Esențele de parfum, da, acelea le dai o picătură sau dacă are biluță te ungi puțin și acestea sunt, deci să ne înțelegem. Deci siajul și persistența parfumului, dacă este apă de parfum, apă de toaletă, n-ai cum să dai un puf aici pe gât și să ai pretenția să te miroase toată lumea și să persiste 8 ore. Deci depinde și cât te dai și unde te dai. Bine, ei recomandă aici când
Vă arăt și tableta, acum să vorbesc. Aici dai când vrei să-l miroși, să-i simți mirosul. În punctele calde, pe gât, am văzut că te dai și pe la genunchi, este zonă, partea asta deasupra gambei, la încheietura piciorului, pe partea din spate. Dar, Doamne iartă-mă, nu o să mă pun să mă dau acum cu parfum pe la genunchi, că vă dați seama și voi de cine să-mi miroase mie genunchii. Mă rog. Gata, am încheiat aici subiectul. Cred că am fost destul de explicită. Haideți să vedem puțin dacă am despre Supergirl, dar am găsit ceva. A fost creat special pentru Faberlic de celebrul parfumier francez Daphne Bouget. Direcția aromei floral, fructat, strălucitor. Strălucitor, nu știu. V-am spus că este dulce și miroase frumos. Note de vârf, lime și liche. Note de inimă, zmeură, coacăze negre, fructe de pădure sălbatice, trandafir, bujor, frezie. Note de bază, acord lemnos, mosc. Deci este un parfum frumos, dar este dulce. Aici nu văd ceva, doar de la fructe, să zic, are ceva, dar nu văd vreo vanilie, nu văd vreun zahăr caramelizat ceva. Sunt fructe, s-ar prea de la fructe și să fie dulceața asta, deci nu este un dulce puternic, să ne înțelegem. Nu este un dulce puternic, dar parfumul este puternic. Sunt două lucruri diferite, adică el este puternic, nu îl poți purta vara sau îl poți purta, dar este cam riscant. De aceea, dar de dulce, nu este dulce să te sufoci. Deci este un parfum acceptabil, plăcut. Și cu acesta cred că am lămurit treaba. Am Viking, care este de bărbați în țiplă. Nu știu cum miroase acesta. Eu am avut Valkyrie de damă. M-a terminat. Deci atât de mult mi-a plăcut Valkyrie. Era un miros deosebit de damă. Acesta de bărbați habar nu am cum miroase, dar îl voi desface pe acesta, pentru că eu cred că dacă îl voi face cadou soțului meu, nu se va supăra că nu îl dau în țiplă. Așa. Deci îl desfac din țiplă ca să-l vedem și pe acesta cum miroase. Deci acum că am dat celofanul la o parte, să vă arăt că nu mai lucește celofanul. Deci cutia este o cutie mată, are așa două cornițe aici, are un V de fapt, nu două cornițe. Eu am văzut așa într-o parte și am zis că e o corniță ceva, dar nu, este un V de la Viking. Era să spun Valkyrie. Valkyrie este acel de damă, acesta Viking este de bărbați. Cel de damă nu vi-l pot arăta, nu-l mai am, l-am consumat, deci era prea frumos ca să nu-l consum. A rămas acesta bărbătesc și de Valkyrie îmi pare rău că nu am luat mai multe sticle, dar de unde aveam să știu eu, să bănuiesc că nu voi mai putea cumpăra. Și cam așa arată sticluța, el are un gramaj, haideți că am cutia 100 de mililitri pentru bărbați. Așa se prezintă cu acest V, este o sticluță simplă, pe verde, verde albăstrui, căpăcelul este de lemn, lemn striat. Așa, și haideți că sunt curioasă, pentru că nu l-am mirosit niciodată, îl țineam pe acesta să-l dau cadou soțului, băiatului, dar a rămas undeva pitit pentru că le-am dat altceva și acum îl am. Știți ceva? Miroase frumos, dar nu-mi dau seama bine din cauza că miroase lemnul de pe capac. Ia uitați, capacul este lemn, 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 lemn vopsit negru și chiar este lemn. Pentru că nu-mi dau seama de miros din cauza că miroase lemnul, miroase a ceva ceva, dar miroase lemnul. E mai puternic decât parfumul. Haideți să dau pe mână acesta ca să vă dau seama de ceva. Și acolo îmi dădeam seama. Este și acesta un parfum frumos, dar cu tentă masculină, bineînțeles. Este cam în genul, sunt cam același gen cu cel de damă, deci un miros foarte frumos, dar mie mi se pare fresh, dar este puternic, să știți, este puternic și foarte plăcut. Are și ceva fresh în el, nu este dulce,
Pentru că este puternic, s-ar putea să aibă piper. Nu știu, citim acum notele, este frumos. Deci nu pot să spun că nu-mi place. Și aduce cu valcherii cel de damă, doar că are o tentă masculină. Să vedem ce conține, dacă am găsit, dacă am găsit pe site despre el. Așa, direcția parfumului, un parfum lemnos, fructat, cu un acord marin rece, cum v-am spus. Deci marin este fresh, lemnos, de asta i-au și pus capac de lemn, numai că nu s-au gândit că miroase lemnul puternic. Cu toate că să știți că eu îl am de vreun an și ceva, 2 ani, cred. Și totuși lemnul miroase și acum atât de puternic lemnul și miroase a lemn. Deci, vedeți că se simte mirosul și la lemn, dar la parfum după 2 ani de zile, cum să nu se simte? Așa, deci este un parfum, vai, vai, aduce cu ceva, cu un parfum, dar nu-mi dau seama acum, foarte frumos. Deci se așează foarte, fix cum se așeza frumos cel de damă, așa și acesta bărbătesc, dar are tentă masculină, v-am zis. Haideți să vedem ce spune despre el. Despre, da. Așa, direcția parfumului, un parfum lemnos fructat cu un acord marin rece. Note de vârf, bergamotă, lime verde, cum v-am zis că este fresh, portocală, taroco, mentă congelată. Note de inimă, măr verde, rubarbă, erica, cardamon, acord marin. Note de bază, mușchi, arctic, boabe de tonka, lemn de cedru, vetiver, lemn de cașmir, chihlimbar, mosc. Deci este un parfum foarte frumos. Deci ce are? Boabe de tonka și mușchi arctic, specifice lemn de cașmir, celor bărbătești. Dar s-ar putea să mă înșel, s-ar putea să fie folosite aceste note și la cele de damă. Deci este, în concluzie, este un parfum foarte frumos, îmi place. Da, și mi-aduce duce o tentă la un parfum, dar nu știu la care. Foarte frumos, foarte plăcut. Deci se aranjează și mai frumos ca la primul puf, dar toate se aranjează mai bine după când ajungi la nota de inimă, cea de mijloc, mă refer. Așa, să vedem. În continuare, tot pentru bărbați am 8 element for men. Acesta este țiplat, nu-l voi desface, pentru și deodorantul. 8 element. Bineînțeles, unele dintre aceste parfumuri au și loțiunile de corp la Faberlic, în aceeași gamă. Deci, pur toujours, au și geluri de duș pur toujours. Atunci când te dai cu un parfum, deci nimeni nu te oprește înainte de a pleca la, să vorbim de exemplu despre pur toujours, dar și dezirabil are. Multe parfumuri au loțiunile de corp și au gelurile de duș. Nu te oprește nimeni pentru a întări rezistența parfumului, persistența lui și pentru a mări siajul parfumului. Nu te oprește nimeni înainte de a pleca la un eveniment, să spunem, pentru că parfumurile sunt foarte bune și merg la evenimente, mai ales toujours când pleci undeva. Și acesta, Valentin Iudașkin, nu te oprești. Valentin Iudașkin, nu știu dacă are, am impresia că nu are gel de duș, sau s-ar putea să mă înșel, pentru că eu, dacă n-am mai pus comandă de atâta timp, pentru că nu s-a mai putut, nu mai sunt la curent cu toate cele din firmă, toate produsele, dar pur toujours are gel de duș și loțiune de corp. Deci nu te oprește nimeni când, înainte de a pleca la un eveniment, să faci o baie folosind gelul de duș pur toujours, apoi să te dai cu loțiune de corp pur toujours și la urmă să aplici parfumul și atunci poți să spui într-adevăr, domnule, sunt sigură că are siaj mare și persistența oricum va fi mai îndelungată decât dacă dai parfumul simplu, fără a fi făcut o baie cu gelul de duș în aroma respectivă sau fără a fi dat o loțiune de corp. Deci eu am mai spus și în alte rânduri, în momentul în care aplici o loțiune de corp în nota parfumului cu care te dai, îl folosești atunci când pleci undeva și dacă mai faci și o baie, un duș cu gelul de duș din gama respectivă cu care
te dai parfumul pe care urmează să-l folosești, atunci obligat că siajul va fi mai mare, persistența va fi mai îndelungată a parfumului. Deci persistența ține și siajul ține și de aceste două lucruri. Deci să vă spun despre acesta, care revenim. Uitați, este și deodorant, așa sunt și la alte parfumuri, deodorante, geluri de duș, loțiuni de corp. La bărbați nu sunt loțiuni de corp. Gel de duș este și antiperspirant, deodorant. Nu-l voi desface din țiplă pentru că eu am, adică ai mei, bărbații din familia mea au folosit acest parfum. Este extraordinar de frumos și deodorantul l-au folosit și de asta știu cum miroase, miroase foarte frumos și aduce un pic, ca să vă pot da unele indicații, aduce un pic cu Blue de la Avon. Blue. Blue? Acum nu mai invent, m-am focusat pe parfumurile de la Faberlic și cred că Blue, un parfum așa de cunoscut și arhi cunoscut și eu nu pot să-mi dau seama acum dacă vorbesc corect sau nu vorbesc corect, dar Blue se numește, parcă așa îmi vine mie. Deci aduce cu acel parfum ca să vă puteți da seama cei care nu cunosc cum miroase acest parfum și ca să vă dau unele indicații să vă dați seama cam cum miroase. Deci este un parfum foarte frumos, este un parfum fresh, este un parfum foarte plăcut. Merge tot așa primăvara, vara, toamna și iarna, cred, dar siajul este un pic mai potolit, dar merge acesta. Deci este foarte frumos, nu-l mai desfac pentru că așa, ies să văd dacă am scos ceva despre notele, ca să vi le spun. Așa, am găsit ceva. Direcția parfumului, parfum proaspăt de citricele. V-am spus, merge vara, merge primăvara, merge toamna când e cald. Note de vârf, bergamotă, mandarină, ceea ce dă un aer fresh, un iz fresh, ananas, coacăze negre, pepene galben. Note de inimă, rădăcină de iris, iasomie, lătrămioară, lavandă, nucșoară. Note de bază, paciuli, lichen, lemn de santal, tec, vetiver, piele. Tec nu știu ce este, dar piele se folosește de multe ori în parfumurile masculine, bărbătești. Trecem mai departe să văd pe unde am ajuns. Persistența lui cam la 4-5 ore, cam așa. Pe piele, mă refer. Am aici un promenad, un parfumel la 30 de mililitri și unul tot la 30 este și acesta. Mai am o în țiplă, bineînțeles că nu o voi desface pentru că am acest parfum. Eu am folosit promenad și parcă știam că merge primăvara-vara. Nu mai rețin mirosul. Haideți să pulverizez ca să-mi dau seama cât de cât. Da, este un parfum fresh și acesta este de vară, acesta nu este de iarnă, nu este greu, adică este ușurel, miroase frumos, nu este pentru iarnă, nu este un parfum puternic, este mai finuț, mai moale, mai liniștit, mai potolit. Ce vreau să vă mai zic că mi-am amintit acum? Deci, parfumurile Faberlic, toate, foarte puține, adică nici acelea, dacă le folosești în sezonul potrivit, nici acelea nu sunt. Deci, parfumurile Faberlic sunt moi, domoale, adică ce vreau să spun, nu sunt din acelea super puternice. Cum sunt, acestea v-am spus, sunt parfumuri puternice, dar nu țipătoare, nu stridente, nu deranjante. Acum bine, contează și momentul în care, sezonul, anotimpul în care îl folosești. Dacă te dai, de exemplu, cu acestea care vi le-am spus eu că sunt puternice, Renata, care nu merge, este acum de iarnă și el este puternic. Dar toate au o caracteristică, sunt domoale, adică pentru persoanele care nu vor să fie stridente, nu vor să miroase de la o poștă. Este un parfum mai,
Sunt parfumuri mai potolite, mai liniștite pentru persoanele care vor un miros mai discret, chiar dacă te dai atunci. Ele sunt potolite, nu știu cum să mă exprim. Nu sunt stridente, nu sunt țipătoare. Sunt alte parfumuri care ți-ai dat două pufuri și au un siaj de împrăștii lumea. Bine, cui nu suportă pentru că urâte nu sunt, dar sunt care nu suportă un miros de un anume fel, mai sunt persoane bolnave, suferă de unele afecțiuni și acelea chiar nu pot. Nu înseamnă asta, nu înseamnă că parfumul tău nu este frumos. Dar sunt unele persoane care au unele probleme și atunci nu suportă mirosul. Deci acestea de la Faberlic sunt parfumuri potolite, liniștite, domoale, calde, învăluitoare, așa cum aș putea eu să mă exprim, dar cred că ați înțeles la ce mă refer. Nu sunt din acelea să te arunce pe spate, oricât te-ai da. Poate în prima fază, dar în prima fază te dai în casă. Doar dacă ieși și te dai pe la un local, te mai duci un pic la baie și mai pulverizezi puțin, dar nici acele sunt până ajungi la masă, înapoi sau la invitat sau unde așa, ele se așează. Nu sunt parfumuri stridente, asta am vrut să spun. Și acesta, Promenad, haideți să vedem, persistența lui nu este prea mare. Acesta este mai un pic mai slăbuț, cam la 3 ore să zicem, dar dacă este de dat vara, este destul și pe haine nu pot să vă zic pentru că vara umbli cam golașă, nu prea porți mai tricouri, mai fără mâneci, mai cu bretele, deci îl cam pulverizez doar pe piele. El este frumos, este plăcut, este frumos, dar cam slăbuț vara o fi, pentru că este cald, dar acum iarna nu-l recomand Promenad. Așa, să vedem dacă găsim ceva despre el. După aceea că mi-am adus aminte de un parfum și am să vi-l spun acum ca să nu uit, nu-l mai am și regret, dar ia să văd dacă am ceva de Promenad. Așa, parfumul Promenad a fost creat special pentru Faberlic de celebrul parfumier francez Delphine Le Beau. Direcția parfumului, parfum proaspăt floral citrice cu un acord de briză marină. Cum v-am spus eu, este fresh. Note de vârf, lotus, mandarină, frezie, briză marină, note de inimă, bujor, crin, garoafă, trandafir alb, deci este floral. Note de bază, cedru, mosc alb. Deci fresh împreună cu flori. Eu v-am spus că miroase frumos, dar este de vară. Acum, să vă zic ce mi-am amintit eu. Să vă spun, este parfumul pentru bărbați Monroa. Deci, acel parfum eu nu-l mai am deja, pentru că eu când l-am avut, l-am dăruit și soțului și fiului, l-au folosit, l-au terminat, sau chiar dacă mai au, soțul nu mai are, fiul s-ar putea să mai aibă, nu știu exact cât l-a folosit, dacă mai are, dar nu am cum, n-am avut cum să aduc parfumul aici, să mă duc și la el, să-i scot toate parfumurile care le-am dat de la Faberlic, să le aduc aici, pentru că vă dați seama, n-am avut nici timp și nici nu prea se cade, fiecare el cu serviciul lucrează de acasă, nu pot să deranjez așa ca să iau un parfum. Dar parfumul Monroa pentru bărbați înseamnă regele meu. Eu i l-am dat lui pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult cum miroase și mi-a plăcut denumirea lui. Și cum copilul tău este regele tău, el fiind băiat. Deci eu i l-am făcut cadou după nume și știind că miroase foarte frumos. Pentru că copilul tău este regele tău, dacă este băiat. Dacă este fetiță, fetița ta este prințesa ta, este regina ta, dacă este mai mare. Și în această idee l-am făcut fiului meu cadou și este un parfum extraordinar. Bine, persistența nici al aceluia nu este foarte mare. Deci, domnule, trebuie să pulverizezi parfum. La 4-5 ore trebuie să mai pui un parfum. Pe piele, pe haine, cam așa văd eu. Chiar dacă se mai păstrează, dar se păstrează foarte puțin și nu mai simți doar tu mirosul, tu și cu tine. Dar în rest, siaj nu mai ai pretenții să aibă. Am spus, doar cele foarte scumpe și sunt și foarte scumpe care nu persistă.
Deci asta vreau să vă amintesc și de parfumul acela. Îmi pare rău, este o cutie neagră, scrie Monroe, tot așa cu auriu. Este un parfum foarte frumos, vreau să vă menționez el, cu toate că îmi pare rău, nu-l mai am, să vi-l arăt. Așa, mergem mai departe. O Ferix Sensuel, l-am folosit de mult, acum câțiva ani. Vedeți, am o cutie sigilată. Haideți să-l desfacem, să-mi reamintesc cum miroase. O Ferix Sensuel, nu mai știu cum miroase, drept să vă spun. Persistența știu că nu era chiar mare, tot așa la vreo 4 ore, să zic. Dar chiar nu-l mai țin minte cum miroase. Eu aici cred că am sticluța de 30 de mililitri, da? Așa arată sticluța. 30 de mililitri. Haideți să-l văd cum miroase. Este un parfumel pe roz, roziu. Miroase frumos. Da, chiar miroase frumos. Nu știu, mie mi se par toate care le-am mirosit până acum că miroase frumos. Ele s-ar putea să meargă și în acest sezon, dar nu au puterea care o au vara. Și acesta este floral, este fresh, este un pic fresh. Cred că tot așa de primăvară-vară este, dar merge și acum, dar cred că nu are sillajul și persistența necesare pentru ca să fiți mulțumiți de acest parfumel. Vara este totul altceva, v-am mai povestit. Așa arată sticluța, la fel cum este în genul la promenad, la fel este și această sticluță, numai că are alt miros. Haideți să vedem dacă am găsit ceva. Nu am găsit despre toate parfumurile, nu vă speriați, n-am să stau să vă citesc notele la toate, nu am mai avut și nici timp și nici răbdare să mai caut pentru toate. Dar Oferic Senzuel a fost creat pentru Faberlic de maestrul parfumier Pierre Bourdon, direcția aromei oriental moale cu note de ciocolată. Mie nu mi s-a părut dulce. Note de vârf, bergamotă, scorțișoară, ananas, cardamon, ylang ylang, note de inimă, iasomie, trandafir, heliotrop, floare de portocal, caprifoi, note de bază, iris, vetiver, lemn de santal, cedru, zmeură, caramel, ciocolată, ambră, vanilie, mosc. Deci, aici spune floral, eu v-am spus că este fresh, eu am simțit florile, eu n-am simțit ciocolata, nu este dulce. Deci, eu ce am simțit aici, nu am simțit ciocolata, nu am simțit vanilia. Mie mi se pare floral, dar o fi având ca note de bază când se așează el pe ultima treaptă. Dar este frumos. În continuare, ce avem? Incognito pentru bărbați. Incognito pentru bărbați este, chiar nu știu cum miroase. Nu l-au mai folosit. Mi se pare că băiatului meu i-am dat cadou o dată sticla mare de 50 de mililitri, dar vă dați seama că n-am mai vorbit cu el să-l întreb, nici nu făceam YouTube pe vremea aceea și habar nu am cum miroase, dar voi desface acum țipla și voi scoate ce am făcut aici, numai celofane. Haideți să desfac. Deci cutia este așa pe negru, un negru mat, pe incognito. Eau de toilette pour homme. Deci ele sunt ape de toaletă. Dacă sunt ape de toaletă, nu poți avea pretenția să te țină 24 de ore sau 10-12 ore. Și acesta, vedeți, este tot așa. Da, și este un parfumier micuț de 30 de mililitri, dar pe acesta, dar toate de fapt, eu am scos cutiile, dar le voi pune înapoi pentru că știu că parfumurile se păstrează mai bine în cutie. Așa arată sticluța. Și eu l-am desfăcut ca să-l văd cum miroase, pentru că acesta chiar nu știu cum miroase. V-am spus, i-am dat băiatul meu, dar nu l-am întrebat niciodată și dacă i-a plăcut. Este într-un fel, dar nu știu, dar mie mi-aduce un pic. Am miros de tămâie, nu tămâie, nu este tămâie, dar
Pe undeva prin acea zonă. Dar când se așează, se așează, să știți bine, începe să semene puțin parcă cu ving. Cam așa mi se pare. La primul puf, cam duce un pic spre tămâie. Dar apoi văd că se așează și ceva din genul lui Viking, dar totuși diferit. M-am uns de așa. Persistența lui, deci nu pot să vă spun pentru că nu l-a avut soțul meu. Haideți să vedem ceva, dacă am găsit ceva despre incognito și am scris. Am scos. Deci a fost creat pentru Faberlic de celebrul parfumier francez Bertrand Dufour. Direcția aromei, aromă proaspătă, picantă, lemnoasă. Note de vârf, aldehide, artemisia, salvie, clementină, bergamotă. Aldehide, deci așa, artemisia, nu știu ce înseamnă. Note de inimă, tămâie. Ce v-am zis? V-am zis că duce spre tămâie. Deci habar nu, deci nici nu am reținut. Eu luam de pe site, făceam copy-paste, nici nu am citit. V-am zis că duce spre tămâie. Stați să văd unde a rămas. Tămâie, ierburi sălbatice. Deci normal, la notă, când ai dat primul puf, eu ar fi trebuit să simt aldehid, artemisia, care nu știu cum, n-am idee cum miroase, salvie, clementină, bergamotă. Dar eu la primul puf am simțit nota de inimă, care este tămâie și ierburi sălbatice. Notele de bază, muș de stejar, paciuli, chihlimbar, note de pin, mosc, lemn alb, cedru. Deci este plăcut, se așează frumos. Primul puf un pic te așa te duce spre tămâie, dar apoi se așează, v-am zis, se așează frumos în stilul la Viking. Și haideți să continuăm. Am, dacă tot am ajuns la incognito, pentru bărbați. Am Mrs. Incognito, acesta este de damă, dar l-am folosit, nici nu știu cât mai am, o jumătate de sticluță, dar pe cuvânt, dacă mai știu cum miroase, nu pot să dau un capac pentru că este gol. Voi da în partea asta pe mână, că aici am dat nu știu care parfum. Acesta are un miros cam înțepător. Este un parfum înțepător puternic. La primul puf, după aceea se mai aranjează. Dar aș putea să-mi spun că îmi place mai puțin. Nu este urât? Gata, numai prima dată este înțepător. Dar eu zic că este un parfum de iarnă pentru că este înțepător. Nu garantez că merge dat vara. Este puternic și înțepător când te dai. Apoi se aranjează și se îndulcește. Să vedem dacă am ceva despre el. Ia să vedem. Nu, n-am găsit nimic despre el. S-ar putea nici să nu mai fie la Faberlic. Nu știu care. Nu am găsit. Acum nu pot să spun că nu mai sunt la Faberlic, dar eu nu am găsit pe site sau n-am mai stat să caut eu, că erau foarte multe. Trecem la următorul Chateau de la Loire. Așa arată cutia. Și este un parfum de 50 de mililitri după cât de mare arată cutia. Haideți să-l desfac ca să-mi dau seama. Este în țiplă, nedesfăcut. Și acesta eu am avut Chateau de la Loire, dar chiar l-am avut, cred că acum vreo 4 ani. Și l-am avut într-o sticluță din aceea mică. Nu știu dacă era de 30 de mililitri sau poate și mai mică. Nu, mai mică. Erau și sticluțe cu parfum la Faberlic la 15 mililitri parcă aveau ele. Și din aceea am avut sticlă cu
Și dacă l-am avut acum vreo 4 ani, chiar nu mai știu cum miroase. De aceea am să desfac cutia. Cutia este foarte frumoasă. După cum arată cutia, ar trebui să fie un floral. Are un pic de sidef sclipicios. Nu știu dacă puteți observa. El ar trebui să fie un parfum floral, după cum văd eu cutia. Deci Chateau de la Loire. Haideți să desfacem. Are florile mate și fundalul negru, care este pe lângă flori și frunze, este cu sclipici, nu cu sclipici, este sighefat, lucios. Ca să mă exprim mai așa, să văd de unde se desface. Pentru că este un parfum original Faberlic, vine cu această și el vine așa se prezintă sticluța. Este o sticluță plată. Totuși, haideți să vedem ce gramaj are. Pentru că nu pare de 50 de mililitri. Nu văd cât are, n-are rost să vă mai țin, nu cred că contează foarte mult. S-ar putea să aibă 50 de mililitri, dar ea fiind pătrățoasă și plată, așa, nu cred că are 30 sau poate are 30, dar nu știu. Sau s-ar putea să aibă 30, nu știu exact, nu cred că contează. Haideți să vă spun despre el, cum miroase. Sticluța este frumoasă. Capacele cam toate sunt de plastic, am văzut. Haideți să-l vedem cum miroase. Este puternic acesta, înțepător, este de iarnă, nici într-un caz de vară. Deci acesta este ca Mrs. Incognito, înțepător la primul puf și puternic. Poate când se mai așează, dar vara nu-l văd purtat, nu știu. Așa este un miros. Nu mă dă pe spate, cum au dat celelalte, cum a dat Viking, cum a dat Valentiniu Dashkin, Zefirul, Purtujurul. Deci nu mă dă pe spate. Nu înseamnă că miroase urât, dar miroase a ierburi, dar totuși are și ceva. Are și ceva fresh, dar are și ceva puternic înțepător. Deci nu mă dă pe spate. Dar nu este un miros urât. S-ar putea să fie persoane cărora le place. Dar este un parfum înțepător puternic la primul puf. După aceea, bineînțeles că el se așează. Haideți să văd dacă am ceva despre el. Și îl voi pune aici. Despre persistența lui... Nu cred că ține prea mult, câteva ore, vreo 3 ore, cred 4, nu mai rețin exact, v-am spus că acum vreo 4 ani l-am avut, l-am folosit. Să vedem dacă am avut ceva despre el, am găsit ceva. Chateau de la Loire a fost creat special pentru Faberlic de maestrul parfumieriei mondiale Pierre Bourdon. Direcția aromei, aromă floral, fructat, picant. Ce v-am spus că este înțepător de la picantul acesta. Note de vârf, bergamotă, freze, v-am zis că are și ceva fresh. Bergamotă, freze, ylang, ylang, lichid violetă, coacăze negre. Note de inimă, bujor, piper roz, ghimbir, iasomie, sambac, lăcrămioare, acord apos. Note de bază, iris, cedru, gaiac, mosc, zmeură, piersici, ihlimbar și vanilie. Deci, v-am spus, este un, la primul puf este înțepător și puternic, piperul acela se simte tare. Apucum, iarba care mi s-a părut că miroase la început, se transformă într-un miros a ceva curat, așa.
Știți cum miroase când faci în casă curat sau ceva de genul? Mă rog, gară pe spate nu mă dă cum a dat celelalte parfumuri, dar nu miroase urât. S-ar putea altora să le placă. Iar țin să menționez, părerea mea este una, mie s-ar putea să-mi placă anumite parfumuri, vouă ar putea să vă placă alte parfumuri. Și aici este o chestie, adică ceea ce vă spun eu că miroase super mișto, super frumos pentru mine, s-ar putea vouă să nu vă placă și s-ar putea vouă să vă placă un parfum foarte mult și mie să-mi stea mai la distanță, dacă pot să spun așa. Aura, atât am consumat din el, este singura sticluță care o am. Încerc să pulverizez și eu, în care mână, ia să dau aici. Are avut 50 de mililitri, are, dar este consumat pe jumătate aproape. L-am abandonat, nu știu din ce cauză, probabil s-a schimbat anotimpul. Acesta miroase frumos. Acesta este floral. Aura este floral. Miroase a flori, dar este tot așa puternic, este de purtat iarna, nu vara. Asta pot să vă zic, că persistența lui cred că mă ținea vreo 4 ore, 5 ore. Este un parfum puternic, este floral, dar este puternic, așa că sunt parfumuri florale care sunt puternice și atunci sunt de folosit iarna. Nu pot fi folosite vara. Și acesta este unul dintre ele, este un parfum floral, deci dar folosit iarna. Să vedem dacă am ceva pentru el găsit pe site. Așa. Eu mi le-am aranjat ca să le găsesc repede în felul cum mi-am scos de pe site, să găsesc repede, nu să stau eu să butonez tableta aici. Este un parfum floral lemnos, după cum v-am zis. Se deschide cu note de gardenie, bujor și mandarină. Arome de violetă, magnolie, plumeria și vanilie. Deci este puternic. Acum este un floral. V-am citit notele, dar este de folosit iarna. Vara este prea puternic, după părerea mea. Voi trece la parfumelele din această gamă. Aromania. Gama Aromania. Sunt parfumelele de 30 de mililitri de genul acesta. Acestea sunt niște parfumuri, nici nu m-am mai căutat pe site despre ele, pentru că sunt niște parfumuri mono. Adică mono, au miros fix a planta, a floarea de care se spune. Nu mai are cedru, nu mai are piper, nu mai are, poate mai bagă un pic de vanilie sau un pic de ceva, un pic ceva fresh, ceva verde în ele, dar ele sunt numite mono, așa sunt numite pentru că miros fix a... Deci acesta este parfum de violete, miroase a Romania violet, deci miroase a violete. Deci puteți da, vă puteți da seama cum miroase, este un parfum floral. Miroase a violete și are și ceva fresh în trânsul. Apoi, acestea sunt niște parfumuri accesibile, ieftine, care miros și frumos. Aromania de bergamotă. Acesta este mai fresh, bergamota. Este citrică bergamota. Așa, miroase. Și aromania de apple, de măr, deci trebuie să miroase a măr, să vedem acum roșu, verde, de care măr galben. Nu știu de care măr, a verde. A măr verde miroase. Cu toate că el nu este verde la culoare. Acesta miroase mai frumos ca acestea două. Dar din această gamă, siajul lor este, siajul, vreau să spun, persistența este de cam de 3-4 ore așa. Deci din această gamă, aceste parfumuri, care miroase mai frumos și mai frumos sunt, din punctul meu de vedere, Aromania de Mosc, Mask,
care eu am două, mai am două în sticlă și am folosit, deci, cred că vreo trei sticluțe. Ele toate sunt așa, la 30 de mililitri. Deci, Aromania Mask. Cel mai mult din această gamă îmi place Mask. Este de mosc, adică. Mie moscul îmi place foarte mult. Și al doilea este Aromania Amber. Acestea nu le voi mai desface pentru că eu știu că miros foarte frumos. Acesta este mai mult al Andreei. Eu eram cu moscul, Andreea este, eu eram și sunt cu moscul, Andreea este cu ambra. Deci acestea două, pentru mine, mai mult mosc, acestea de mosc, deci extraordinar de frumos miroase și ele sunt niște parfumuri ieftine, deci se merită toți banii. Și Andreea mai mult cu ambra. Deci ei mai puțin moscul, ea mai mult cu ambra. Și ea tot vreo două, trei sticluțe a consumat și ea de ambră. Când era ziua ei, era ceva, 1 martie, 8 martie, ceva. Vrei o ambruță să-ți dau? Ține o ambră de aici de la mine. Deci mă rezolvam imediat cu ea. Ea, ui, bucuroasă, nevoie mare, îi place asta de ambră de, v-am spus, vreo trei sticluțe, cred că au consumat și eu vreo, și mai am două și mai am unul așa. Îl țin, dar cred că voi mai folosi și eu de ambră, cred că acesta nu îl voi mai da, pentru că i-am dat, sau voi vedea, nu știu, nu garantez, ea nici nu știu că, nici nu cred că știe că eu mai am unul de ambră și acestea două de mosc eu le voi folosi și nu le mai desfac, din ce cauză? Pentru că, v-am spus, se păstrează mai bine în cutie. Și ele arată în același fel, numai că sunt de ambră și de mosc, sticluțele, ca să vi le arăt. De asta nu mai desfac și v-am spus cum miros, dar am sărit la aceste sticluțe. Mai am Dona Felice. Dona Felice și Omo Felice, de bărbat și de damă. Și haideți să-l desfac să vedem cum miroase, pentru că este în țiplă. Eu știu că unul miroase a portocale și mi-a plăcut tare mult, dar nu știu dacă Dona Felice sau Fortunata era acela de portocale care mie îmi plăcea. Voi vedea acum, le voi desface pe amândouă. Dar eu le desfac acum, după aceea, bine, le-am luat țipla, că oricum nu le dau nimănui, dar le voi pune înapoi în cutie ca să țină mai bine. Vedeți, cutia tot așa, este portocalie, deci asta mă duce cu gândul că acesta este de portocale și Fortunata cred că este de altceva. Da, nu m-am gândit că portocaliul înseamnă portocală, atâta știu că mirosea portocale și îmi plăcea foarte mult și era o persoană căreia nu-i plăcea mirosul de portocală. Ia uitați cum arată sticluța. Ea are 50 de mililitri, este o sticluță mată, poroasă la atingere. Poroasă, vă dați seama cam ce vreau să spun. Așa, haideți să văd dacă este cea de portocale, dar eu așa mă gândesc. Da, este cea de portocale, dar mai miroase a ceva. Parcă nu mai miroase de portocale așa cum o știam eu. Ia stați să văd, poate totuși cealaltă este. Să văd pe site ce scrie despre ea. Sau poate nu mai îmi dau eu seama acum de miros că am prea multe, dar oricum este un miros frumos. Să vedem dacă am Dona Felice. Da, Dona Felice. Aromă lemnoasă, citrică, așa, note de vârf, bergamotă, mandarină, lămâie, dulce, mandarină, mandarină, dar totuși mirosea portocalea aia despre care spun eu, dar să vedem, poate este celălalt parfum. Frunze verzi, note de inimă, lăcrămioare, trandafiri, gălbenele, note de bază, vetiver, lemn de tec, acord, chiclimbar, mosc. Deci, nu miroase a portocală, ați văzut că are mandarine.
Nu mai miroase a portocală cum îmi mirosea fix a portocale, dar s-ar putea să fie acesta, cel care știam eu care e Fortunata. Voi vedea când îl voi desface. Deci are un miros plăcut, este frumos și acesta. Persistența, dacă este acela, cam 4-5 ore așa. Miroase frumos, nu miroase urât, să știți, dar este fresh. Nu este acum să fie purtat iarna. Mai mult vara, primăvara. Deci așa, și îl dăm să văd pe unde a rămas. Am rămas la Omo Felice pentru bărbați. Același parfum, dar pentru bărbați. Haideți să-l văd, că nici acesta nu l-am. Nu știu cum miroase, pentru că n-am dat la niciunul din familia mea care le-am dat. Așa vă dați seama că nu mai am. Care le-am vândut, nu am de unde să știu cum miros, pentru că n-au venit clienții să l-au luat, l-au dat cadou mai departe, n-am avut cum să aflu mirosul lui. Tot așa vine, uitați, în acest. Și este un parfumel la 30, parcă am citit 50, sau cel de damă era 50? Cel de damă, acesta este de 35 de mililitri. Așa. Pentru bărbați, să-l vedem cum miroase, așa se prezintă sticluța. Deci este variantă mică. Acesta miroase fix ca cel de damă. Omo Felis. Mă fac iar să scot. Iar să scot ceea ce urăsc eu. Toate le-am lăsat fără cutie și numai asta l-am băgat în cutie. De ce oare? Ia să le pun eu așa. Aproape la fel miroase. Un pic acesta bărbătesc, un pic diferă foarte puțin. Deci miros aproximativ la fel. S-ar putea să fie un parfum unisex. Totuși, acesta masculin are ceva pe lângă față de acesta. Dar, în genere, cam, de fapt, dacă sunt pereche, că și Valkyrie cu Viking, cam tot în același stil miroase, numai că unul are o tintă masculină, puțin ceva are ceva masculin, așa și acestea, cred, dar aproximativ la fel miros. Așa. Unde am ajuns la. Ziceam că să văd ăsta dacă miroase de portocale. Acesta este Fortunata. Fortunata. Ia să-l desfac pe acesta. Pentru că știu că unul are un miros puternic de portocale și un miros frumos de portocale. Și s-ar putea să eu să fi crezut că este acela Dona Felis și el să fie. Pentru că acolo nu am. Adică eu am rămas uimită cât de puternic miroase fix a portocale parfumul și acela văd că nu confirmă ceea ce mi-amintesc eu. Deci s-ar putea să fie acesta Fortunata. Deci am scos folia ca să vă arăt mai bine să nu mai lucească. Așa se prezintă, este o cutie mare, înseamnă că are vreo 50 de mililitri, da, 50 de mililitri are. Aici scrie. Haideți să-l desfac și pe acesta. Cum era? Mai îmi trebuie o vitrină. Eu mai am vitrine, dar sunt cu altceva. Să mai bag și parfumurile astea care le-am desfăcut acum. Uitați, tot așa vine. Cu. Ia uitați ce sticluță frumoasă. Pe portocaliu. Pe portocaliu. Căpăcelul este tot din plastic, dar fixat bine, stați că nu pot să-l scot acum, deci eu așa capac fixat bine, eu care mă plâng de căpică și ia uitați ce capac are, dacă puteți vedea, ia uitați ce frumos este căpăcelul, sticla este, a, și mai are pe fund, ia. Deci este foarte frumos. Faberlicul este foarte atent la detalii, la ambalaje,
Deci sunt profesioniști, cum ar veni spus, în ceea ce privește designul produselor. Deci și au de câștigat, nici nu te mir că sunt un pic mai scumpe, pentru că au un design. Au. Sunt atenți la detalii, ia uitați. Deci sticla este simplă, dar dacă te-ai uitat, are o floare și căpăcelul este așa, deci ei sunt atenți la detalii. Adică sunt pentru persoane, de exemplu, care altul ai observat capacul, dar fundul nu știu dacă l-ar fi observat, pentru că atunci când ții așa nu prea se vede. Dar să trecem peste. Haideți să vedem. Acesta este frumos, acela. Acesta este. A, deci acesta este frumos, tare. Acesta este frumos. Mai frumos ca. Dar tot așa este puternic. Sau am pulverizat eu prea mult. Acesta mi se pare mai frumos ca. Dona Felis, Dona Felice, Felis, cum vreți să-i spuneți. Mi se pare mai frumos, dar este și mai puternic. Trebuie să dai moderat și eu cred că este și pentru acest sezon sau primăvara și toamna când este un pic mai rece. Nu cred că ar merge vara. După părerea mea, este un miros frumos. Nu m-am mai uitat să văd dacă persistența, tot cam la 4-5 ore, cam așa, din câte mi-amintesc eu, sau poate v-am spus pe piele, pe haine ține mai mult, poate nu am mai fost eu atentă, pentru că în momentul când încep să miroși, eu îmi dau seama, după cum îmi spune lumea, că miroase frumos parfumul, îmi dau seama că încă și pot să-mi dau seama de persistența unui parfum. Eu așa, în momentul în care mă dau, deci eu deja m-am impregnat cu miros și miroase până la final, pentru că pe pielea mea eu l-am tot timpul lângă mine. Nu știu acum dacă cei din jur mai pot simți mirosul, dar în momentul în care îmi spune cineva, deci îmi dau seama, stai, când m-am dat parfum? Acum 3 ore, acum 4 ore, deci persistența are vreo 4 ore, da? Mai încolo, dacă nu mai îmi spune nimeni, nu mai îmi dau seama. Deci cam așa apreciez eu, pot să vă spun. Deci îmi place mai mult acesta decât Fortunata, decât Dona Felis. Poate omit să vă spun unele parfumuri, de asta mă uit, să nu omit. Nu știu dacă am ceva pe aici. Deci acesta era cel de portocale. Nu am despre Fortunata, nu am nimic. Am despre următorul floret. Ia să-l vedem, acesta ar trebui să fie cu flori. Uitați ce căpăcel frumos are. Are un plastic și dedesubt are o poză cu floare, un bujor, ceva. Cred că ar trebui să miroase a bujor, a nu știu ce. Ia uitați ce floricică are aici. Frezie, bujor, ceva. Floret. Este unul floral, obligat, după nume. Da, este floral și miroase frumos, dar este puternic, este pentru iarnă, nu este pentru vară. Pentru că este puternic și nu văd, adică simt flori, dar nu văd să aibă ceva fresh în el. Fiind puternic persistența lui, cred că ajunge și acesta la vreo 4-5 ore. Nu aș putea să vă spun exact pentru că vedeți că am folosit foarte puțin din el și altă cutie nu mai am cu acest parfum. Deci este singurul parfum și singurul, da, singurul. Și nici nu l-am mai avut și este singura și din care am folosit foarte puțin și nu mai știu când, acum 2 ani, acum nu mai știu exact. Ca să vă pot spune persistența lui, dar el este puternic. Fiind puternic, până se așează, până așa, vreo 4 ore tot ține, dar după părerea mea este de iarnă, nu este de vară. De vară este de iarnă, de primăvară mai răcoroasă și de toamnă mai răcoroasă. Vara nu, după părerea mea, nu e de dat cu el. Așa, intemporel, intemporel, tot ați mai văzut sticluțe de genul acesta. Eu am un intemporel și mai am unul sigilat în cutie, tot la fel ca și acesta, deci nu voi mai desigila această cutie pentru că l-am pe acesta de 30 de mililitri. Haideți să-l vedem, acesta este de damă. Nici nu știu dacă mai este la Faberlic, nu am idee dacă mai este. V-am spus că nu am avut timp să.
Slăbuț? Slăbuț miroase sau am dat eu acum și nu mai... S-ar putea de acum să le amestecă, cam miroase a de care mie? A șatou de la Loire acum acesta. S-ar putea să am îmbâxit camera cu... Oricum, urât nu miroase nimic. Eu am folosit din el foarte puțin. Are un, mie, acum mi se par că miros la fel. Dar este și acesta puternic. Este de floral. N-am mai extras de pe site nimic pentru că am spus că mă întind deja prea mult și mai am câteva parfumuri de arătat. Deci miroase frumos. Persistența, am impresia că nu este așa de mare. Cred că la vreo 3 ore, zic eu, nu știu, poate n-am fost atentă chiar. De mirosit miroase frumos, dar părerea mea este că este puternic și nu este de vară, adică în zilele mai răcoroase sau pe seară cumva. Nu vă mai spun ce note are pentru că nu am mai stat să caut pe site. Deja am stat mult și am pierdut de m-a apucat noaptea. Așa, să-l pun aici. Beauty Cafe Caprice. Este o sticlă, cred că la 50 de mililitri. S-ar putea să fie cel roz. Nu mai știu, văd eu după cutie, zic că s-ar putea să fie cel roz. Îl desfacem și pe acesta. Nu mă deranjează că le desfac, pentru că eu oricum sunt pentru mine, așa că nu vă gândiți că am... Eu oricum nu sunt pentru mine acestea, nu le dau pentru că nu mai am de unde să fac roz de ele. Uitați, cutia este frumoasă, este pe un roz, scris cu un roz mai închis. Deci Beauty Cafe Caprice. Și haideți să-l vedem cum miroase. Și acesta, vedeți, majoritatea, în afară de cele mici, dar și cele mici, unele dintre ele au, pentru că sunt de firmă, parfumuri de firmă, au acest ambalaj. V-am mai spus, hai de mine ce sticlă aici. Ia uitați. Ia uitați ce capac are. V-am spus, Faberlic este... Atent la detalii, atent la design, n-ai treabă. Așa arată sticluța, este de 50 de mililitri. Căpăcelul este tot din plastic, este gol, n-am unde să pulverizez. Acum să văd cum mă descurc eu cu mirosul, dau mai încoace puțin. Și acesta este floral. Cred că are tot așa bujor, trandafir, ceva. Este, dar simt și ceva dulce, are și ceva dulce. Cred că tot merge și acesta purtat iarna, pentru că are ceva dulce în el. N-are numai flori, nu știu ce note are, v-am spus, nu l-am mai... O să mai trag un ochi aici, poate am scos despre asta, că am pus capacul invers și nu mai stă. Așa, deci el capacul stă bine, eu îl pusesem invers și atunci nu mai stătea, dar așa se pune el. Să văd, dar am impresia că nu mai am nimic notat, nu am mai stat. Nu, nu mai am despre niciunul nimic. Deci după părerea mea așa este, este floral, dar este un pic puternic, cred că merge purtat iarna sau tot așa primăvara când este mai răcoare. Acum la mine mirosurile aici s-au cam amestecat, dar nu miroase nimic a urât. Miroase frumos și acesta. Este un parfum select, vedeți? Și așa este părerea mea după ce. Pentru că spun de ce în anotimpul rece, în perioada rece, poate să fie și vară, dacă este răcoare afară, îl pot purta. Pentru simplul fapt că are și ceva dulce în el. Așa. Mai am un parfum din acesta și am terminat cu acestea, cochet, care acesta am impresia că nici nu mai este la Faberlic.
de 30 de mililitri, atât este consumat, dar eu am avut gelul de duș de la Cochet și am avut și deodorantul și știu că în acea perioadă, că acum mult timp l-am avut, vă dați seama de aia că el este și scos așa, am impresia că nu l-am mai văzut, acum nu o fi, da. Eha, nu pot să-i scot capacul. Deci altele pică capacul, nu stă deloc și la acesta nu pot să scot capacul. Am reușit. Am reușit. De când am umblat la el s-a înțepenit. Așa, el așa stă bine. Stă bine, dar nu cum m-am chinuit. Era, probabil s-a scurt, nu știu. Era înțepenit de când am umblat la dânsul. Și haideți să vedem un pic cum miroase și acesta. Nu știu cum să-l mai dau aici. Am să dau aici în partea aceasta, pe mâna asta, să văd. Acesta. Nu, acesta nu mai place. Nu-mi place cum miroase. Acum nu știu. Văd că nici nu mai pulverizează. Ia uitați cum țâșnește. Nu știu dacă puteți vedea. Deci nu pulverizează, țâșnește. S-ar putea? Nu. Acesta, deci acesta cred că este prea vechi și am umblat la el. Nu, acesta nu-mi place mirosul absolut deloc. Eu când am folosit gelul de duș, mirosea frumos. Probabil l-am de prea mult timp. Eu știu că parfumurile nu expiră, dar acesta miroase a să pun de rufi acum. Nu, deci acesta îl voi da deoparte. Îl voi mai încerca, dar nu. Față de ce am mirosit până acum și cât de plăcute au fost aromele, nu, acesta deci îmi sare în... Nu, acesta cred că o să meargă la produse terminate. Nu îl voi mai folosi pentru că îl voi lăsa deoparte ca să îl mai văd și mâine. Poate acum nu am pulverizat și acestea toate fiind frumoase, mirosim frumos. Acesta poate miroase altfel și... Nu, dar îmi dă senzația că miroase urât chiar acesta. Deci eu v-am spus, nu spun. El o fi mirosind frumos la timpul lui. V-am spus, am avut gelul de duș și deodorantul. Nu, numai gelul de duș l-am avut, n-am avut deodorant. Și mirosea frumos atunci. Acum s-ar putea, pentru că el a văzut și capacul, era, n-a fost folosit de mult și el a fost început. S-ar putea să se fi dus la vale garanția. Nu. Deci nu, acesta nu-mi place. Deci nu acuz, îl am și de mult timp. Nu acuz pe nimeni de nimic. Că n-ar fi fost un parfum. V-am spus, gelul de duș mi-a plăcut. Următorul produs, următorul parfum, este Bouquet de Nuit, care eu am spus că îl bag în uz. Acum îl dau deoparte acesta să-l bag în uz. L-am mirosit când am făcut vitrina și mirosea extraordinar de frumos a flori, dar puternic. Da, deci foarte frumos. Și știu că... Doamne, ce frumos miroase! Deci miroase frumos. Și știți de ce îmi dau seama că miroase? Pentru că miroase diferit de acestea, mirosul care l-am eu aici acum în cameră. Acesta miroase puternic a flori, dar este un parfum de iarnă. Este floral, foarte frumos. Dar este de iarnă pentru că țin minte că l-am mirosit astăvară și nu. Deci nu mergea. Deci este, acum este foarte frumos. Astăvară nu-mi plăcea mirosul. Pentru că este puternic și este floral și acum este foarte frumos. Și pe acesta îl voi da deoparte pentru că tocmai am terminat parfumul de la Avon Today. Și... M-am gândit să-l folosesc pe acesta ca să termin sticluța, pentru că este păcat de el, că este un parfum frumos și ca să-l mai țin eu să treacă vara, pentru că la vară n-am cum să-l folosesc și să-l mai țin eu tocmai la iarna viitoare, nu. Deci este prea frumos ca să-l ratez și mai ales că mai am o cutie, mai am unul, dar pe acesta nu-l mai scot din țiplă, pentru că deja v-am arătat, doar am să vă arăt, dar îl dau deoparte aici. Doar am să vă arăt cutia, să vedeți ce frumos arată. Așa. Și nu mai scot din țiplă, este tot de 50 ml, tot identic. Dar acesta îl voi avea pe la anul, dar acum îl voi folosi pe ăsta, că este prea frumos și îmi place foarte mult ca să... Și fiind început, nu vreau să pățesc ca
Cu acesta, da. Nu știu, nu. Pai, nu, deci în capac nu miroase, da. Dar n-am pulverizat, am pulverizat în capac? În capac nu miroase urât, dar pe mână. Nu, nu, deci nu. Așa. Tot așa floral, buchet de jardin pe verde. Acesta era buchet de nui pe albastru. Acesta este buchet de jardin pe verde. Și haideți să-l vedem și pe acesta cu miroase, pentru că habar nu am. Deci l-am cumpărat pentru că am văzut că același cum eu sunt obișnuită, cumpăr toată gama. Când văd un parfum și îmi place, cumpăr toată gama sau cumpăr ca să fac comparație, să văd care e mai frumos sau dacă îmi place unul, spun că o să-mi placă toate, dar sunt diferite. Și ce am făcut aici o mizerie? Dar cine face curat până mâine dimineață? Moa. Așa. Haideți să vă arăt cutia foarte frumoasă, fără celofan, să nu mai lucească. Moa, voi face curat. Am aranjat vitrina, iar am deranjat acum, dar nu e problemă. Mai aranjăm o dată. Așa, mai băgăm și altele noi, dar nu prea văd unde. Dar care așa le voi pune înapoi în cutie și le voi pune la locul lor. Deci, este pe verde, buchet de jardin. Ia uitați ce sticluță frumoasă. Aceasta este pe albastru. Deci superbe sticluțele, deci îmi plac de mor. Deci este un atu la Fabelic. Designul. Atenția pentru design, pentru detalii. Ia uitați ce verde frumos. Acum să vedem cum miroase parfumul, dacă mai miroase ceva. Căpăcelul este foarte frumos. Ia uitați, numai că este de plastic, nu este de... El arată așa de sticlă, dar nu, este de plastic. Să-l vedem cum miroase, dacă mai simt, dar pe ăsta l-am simțit, dar ăsta știam și de la curățenia cu vitrina că e frumos. Acesta miroase mai mult verde, mai puțin floral ca celălalt, este mai fresh, dar are și ceva dulce. Deci, acesta este un pic mai dulce și are și ceva fresh în trânsul. Acela este floral. Acesta nu prea miroase a flori. Este un pic cu dulce, simt un pic de tot așa zahăr, ceva, vanilie, ceva dulce și un pic fresh. Are ceva dulce și ceva fresh în el. Deci, acesta nu este floral, are alte. Sau dacă are flori verzi. Ceva de genul. Așa, frumoasă. Așa, să vedem din aceeași gamă de parfumuri ce mai am. Deci acesta vi l-am arătat că mai am așa, acesta nu mai am, este singura sticluță, nu mai am nicio cutie. Tot din această gamă mai am buchet d'oror pe roz, un roz moviu. Haideți că habar n-am nici acesta cum miroase. Să-l vedem și cum miroase. Scot celofanul ca să vă arăt cutia, să puteți vedea în toată splendoarea ei, pentru că celofanul acesta lucește și nu se poate vedea ca mea. Uitați! Superbă, superbă, superbe cutiile astea, dacă aș putea și nu mi-ar ocupa loc, aș ține și cutiile astea frumoase, extraordinar de frumoase. Ia uitați! Ia uitați! Ia uitați pe aici! Cât de frumoase sunt! Cât de frumoase! Deci, ai! N-ai ce spune! Haideți să-l vedem și cum miroase. Tot la 50 de mililitri este singura sticluță. La astea țin ca la ochii din cap, pentru că sunt singurele care le am. Și sunt și frumoase. Și așa. Ia uita, sticluța este pe un lila roziu. Tot așa, căpăcelul. Lila roziu. Foarte frumos. Haideți să-l vedem acum și cum miroase. Da, persistența acestora, ce aș putea să vă zic, am folosit jumătate din sticluța aceea, cam 5 ore, cam așa. Este persistența din acela albastru. Am folosit jumătate de sticluță, cam așa, cam 5 ore merge. Pentru că acesta nu pulverizează. Vai, dacă nu pulverizează, mor! Opa! S-ar putea să fie stricată pompița nouă. Nu, fiind nou. Și acesta este frumos. Dar este tot așa
ceva mai light, mai light, mai roziu, ceva mai cu trandafir, cu bujor, ceva pe roz floricele. Deci cel mai tare a flori miroase acesta, buchet de nui, care parcă are toată grădina de flori întrânsa. Celălalt are flori, dacă are flori, are flori verzi, este un pic fresh și are și ceva dulce în el. Și acesta are flori mai light, așa, dacă are flori. Ah, gata, și-a revenit pulverizarea. Mie miroase tot ca pe acolo, pe la... Nu, s-a amestecat mirosul în cameră. Oricum, și aici, dar mie miroase la fel, tot ca și intemporelul, ca și acum, dar obligat este alt parfum. Nu cred că mai îmi dau seama, dar urât nu miroase nimic, deci miroase frumos, pentru că dacă ar fi miros urât, mi-aș fi dat seama ca la acesta. Deci cred că este primul parfum care mi se pare și-a schimbat mirosul. Eu până acum n-am mai avut și vechi de 3-4 ani. Dar voi vedea mâine mai bine. Eu n-am mai avut până acum parfum care să-și schimbe mirosul, pentru că acesta eu v-am spus că am folosit din trânsul, am avut gelul de duș și mirosea frumos, n-avea cum parfumul să miroase așa urât. Deci și-a schimbat textura, este primul parfum întâlnit care, sau, dar nu mă înșel, ceva miros urât are, pentru că nu am cum. Deci aici este miros numai frumos, da, în jurul meu, acela miroase ceva a săpun de rufe ceva. Și acesta este frumos, dar cu niște floricele mai rozii, mai albe, mai light, ca cel albastru. Dar miroase frumos și acesta. Ce mai am pe aici? Sper să nu ratez vreunul. Parfum de orhidee, orhidee. Așa arată sticluța. Este singurul care îl mai am. Este de 50 de mililitri. Haideți să-l vedem cum miroase. Este frumos, duce și spre a portocală, dar aici orhidee înseamnă că miroase a flori, a orhidee. S-ar putea orhidee, dar eu, mie vine miros de portocală, acum aici nu știu. Este un parfum frumos, floral. Adevărul este că de acum cam mai greu îmi dau seama de mirosuri, dar oricum sunt și pe terminate. Deci eu am folosit din trânsul, mi-a plăcut, mie acestea florale îmi plac. Nu miroase atât de frumos ca acesta care l-am dat deoparte. Mai puțin. Am mai puține flori. Acesta miroase a o grădină plină de flori. Dar numai iarna, v-am zis, vara nu te apropii de el, este prea puternic. Și acesta mi se pare... un parfum floral de orhidee, de, mie mi se pare, a portocală, dar mie acum multe mi se par. Stilul este cam același la parfumurile. Sunt toate la fel, nu știu dacă mă exprim eu corect, dar eu am aici, deci, au ceva anume și pe lângă acel ceva mai au și celelalte. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da, este frumos și acesta, dar eu îl mai văd mai mult a portocală decât a orhidee, cum am spus? Da, orhidee, mai mult a portocală mi se pare că miroase, sau ceva fructe roșii, ceva pe acolo, nu am mai căutat, nici nu știu dacă mai este la Faberlic. S-ar putea să nu mai fie, s-ar putea să mai fie, eu vă spun despre el ce am. Mai am unul tot din aceeași gamă. Neroli, tot de la Orangerie, și acesta tot de la Orangerie era, dar era de orhidee, și acesta este Neroli. Acesta am mai avut unul, este de flori albe, am mai avut unul, l-am consumat și îl voi desface și pe acesta, pentru că oricum îl voi consuma și pe acesta, dar îl voi pune înapoi în cutie când voi termina filmarea. Așa, mamă, ce-am făcut aici? Ia uitați așa cutia. Eu le scot celofanul ca să vedeți cutia mai bine. Deja văd că ecranul, lumina cam se schimbă pe cameră. Așa este cutia.
și are 50 de mililitri. Să-l desfacem. Eu știu cum arată, dar îl desfac ca să vedeți voi și știu că îl voi folosi. Bineînțeles, tot așa. Și sticluța este pe un verde galben, un verde galben, așa este. Aici are niște flori albe pe el, ghiocei, nu știu ce are, lăcrămioare, ceva. Ia să-l vedem și cum miroase, dacă mai simt. Da, acesta miroase mai frumos, parcă decât orhidee. Și a flori, a flori albe miroase, a zambile ceva, a flori albe în general, este light, miroase mai frumos ca acesta. Este un parfum mai verde, mai alb, mai moale puțin, mai plăcut, mai ușurel, dacă pot să mai, un pic mai fresh, dar are și flori, nu pot să spun că are lămâie chestii din acestea citrice, dar flori albe are, dar din acele albe ușurele de primăvară, așa. Acesta este și sezonul lui de purtat, primăvara. Și s-ar putea să meargă și vara. Nu, nu sunt sigură, parcă celălalt care l-am folosit vara nu, era prea puternic, îl purtam primăvara. Cealaltă sticluță, v-am spus că am mai avut una, deci înseamnă că primăvara e de purtat, nu vara. Așa rețin eu, din, pentru că acum eu le desfac, vă pot spune mirosuri, dar cele care le-am folosit și mi-amintesc cam cum s-au manifestat și cam în ce perioadă le-am purtat, deci vă pot spune, deci acesta l-am purtat primăvara, vara este prea puternic, așa mi-amintesc eu ca să-l porți. Deci primăvara când nu este iarnă, nu este frig, este primăvară, dar nici cald. Nu este vară. Deci un pic răcoare să fie, cam așa mi-amintesc eu despre el. Siajul tot la 3-4 ore, cam așa. Siajul, pardon, persistența. Siajul, nu știu. Nu mai rețin dacă mi-a spus cineva de el. Persistența este de 3-4 ore, cam așa. Oricum, acestea de vară nu pot să ai pretenția să țină mai mult, pentru că ele sunt făcute mai ușurele, așa, să meargă cu sezonul cald și atunci sunt făcute mai moi, așa. Alatau, care am folosit atât din el, este singurul care l-am avut și care îl mai am, altul nu mai am. Ia să-l vedem cum miroase. Este puternic și acesta. Deci acesta merge. Dar miroase frumos, merge acum iarna acesta la tau, el este verde așa, cred că are și ceva fresh în el, dar să știți că nu este de vară, pentru că este puternic și acum miroase frumos, deci este de iarnă și să zicem că ar mai merge și primăvara. Eu nu știu ce note are, că nu am mai scos, n-am mai stat la toate, vă dați seama, și așa m-am apucat noaptea și mai durează, s-ar putea, eu am promis că azi spun video și s-ar putea să apară mâine, pentru că eu până editez, până bag pe YouTube, până încarc pe YouTube, până încarc în telefon, da, treburi avem. Și ultimul, cred că acesta este ultimul, Platinum. Eu știu că am avut unul de 30 de mililitri, acesta am impresia că este de 50 de mililitri, da. Acesta este de 50 de mililitri și țin minte că mi-a plăcut, dar drept să vă spun, cred că am vreo 2 ani de când l-am folosit și haideți să-l desfac și pe acesta. Să-l vedem cum miroase, deci așa arată el, cutia este pe gri. Acesta știu că este un pic mai puternic, dar frumos. Țin minte că mi-a plăcut când l-am purtat. Acum să-mi reamintesc mirosul și știu că persista. Așa, deci este sticluța, oglindă, dar are și niște chestii. Nu știu, dar așa se vede acum pe cutie. Scrie Platinum, are 50 de mililitri.
Haideți să vă vedem și acesta, să-mi amintesc. Eu așa știu că mi-a plăcut și știu că era puternic și persista. Așa mi-amintesc despre el. Nu știu dacă mai este la Faberlic, nu știu dacă nu mai este. Nu pot să vă zic. Nu le-am căutat chiar pe toate, pentru că v-am spus. Deci, bineînțeles, toate așa, cu această chestie. Sticluța arată așa, într-un mod luxuriant, impozant, cum ar veni. Deci se numește Platinum și este apă de parfum aceasta, nu este apă de toaletă, purfam pentru femei. Deci apă de parfum este aceasta. De asta probabil am văzut eu că este mai puternic. Apele de toaletă sunt mai suave și după asta vă puteți orienta. Apele de parfum sunt mai strong, așa. Bine, de recomandat apele de parfum cât se poate. Dar în funcție de cum este piața de desfacere, sunt și ape de parfum și ape de toaletă și acelea sunt, nu putem avea pretenții la o apă de toaletă ca la o apă, cum avem la o apă de parfum, da? Are așa, ia să pulverizăm, să mi-l amintesc. Are distincție acesta, am vrut să spun. Da, acesta este un parfum mai puternic, plăcut, este de iarnă, să știți, nu este de vară. Un miros plăcut, frumos, din câte pot eu să mai simt. Mai vin pe părți niște freșuri, niște portocale, niște nu știu ce, dar din ce pot să-mi dau seama și din ce mi-aduc aminte, este un parfum frumos și este de purtat iarna și este un parfum puternic. El miroase frumos, pentru că dacă nu ar mirosi frumos, v-am spus, mai intru lămâie, mai intru citrică, mai nu știu ce, dar îmi dau seama de miros. Este un parfum cu prestanță. Nu știu dacă pot să mă exprim, dacă mă exprim corect. Nu este un parfum pentru fete tinere. Ca să mai spun și altceva să vă puteți da seama. Nu este pentru tineret acest parfum. Este pentru o persoană mai e pe picioarele, cum dacă aș putea spune, mai nu mai serioasă, pentru că și tineretul este serios, mai bine înfipt așa în viață, cam așa ceva de genul aș putea să vă spun despre acest parfum. Deci nu este pentru tineret. Nici pentru să nu credeți cumva că este pentru persoanele în vârstă. Nu. Deci pentru persoanele între 30 și un pic, 50 sau chiar și mai, adică pe la mijlocul vieții, adică pentru o persoană care deja este realizată, știe ce vrea de la viață, organizată, adică de asta spun un parfum cu prestanță, într-un fel. Bine, acesta a fost ultimul parfum. Platinum, să știți că persistă mai mult, cam vreo 6-7 ore, cred, pe piele, pe haine mai mult, v-am spus. Deci cam acestea sunt, cred că vi le-am arătat pe toate. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și dacă am mai făcut ceva sau am mai greșit cu ceva și nu mi-am dat seama pentru că mintea fuge în colțuri, când trebuie să fiu atentă să nu repet parfumurile sau să nu uit de ele sau să le, cum le-am aranjat ca să vă pot da și de acolo mai multe chestii așa. Dacă am greșit cu ceva, vă rog să mă scuzați. Dacă v-a plăcut videoul, mă bucur. Și în încheiere v-aș ruga să mai îmi cereți și să-mi spuneți ce videoclipuri ați dori să vizionați, pentru că m-ați ajutat foarte mult să știu și eu cam ce v-ar plăcea, ca să fac videoclipuri în acea direcție. M-ar ajuta tare mult și pentru asta vă mulțumesc anticipat și vă mulțumesc că m-ați urmărit. Și mulțumesc persoanei care a cerut acest video, îi mulțumesc din suflet pentru că poate a dat startul și altora. Și thank you.
Thank you.